Salut și bine ai venit la Banii Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. În episoadele anterioare am prezentat tot ce trebuie să știi despre factoring. În cele ce urmează, continuăm cu alternativele de finanțare și protecție împotriva riscului clienților, analizând scontarea și forfetarea. În episoadele anterioare am vorbit despre instrumentele de plată pe care le poți folosi pentru protejarea creanțelor și reducerea riscului încasării tardive a factorilor. Ei bine, prin scontare poți încasa cecurile și biletele la ordin primite de la clienții tăi înainte de scadența acestora. Practic, banca achiziționează efectele de comerț pe care furnizorii le au în proprietate, în schimbul acordării unui credit de scont, dar și a opririi de către bancă a unei sume de bani numită juridic agio, care include comisioane împreună cu valoarea scontului. Această facilitate implică stabilirea unei anumite garanții de comun acord între bancă și client, operațiunea finalizându-se cu un anumit procent de la caz la caz aplicat la valoarea nominală a efectelor scontate. Este important să știi că banca nu preia riscurile de neplată izvorite din reaua credință sau falimentul debitorului ori garantului. De aceea, scontarea este o facilitate doar de finanțare pe termen scurt, scadența efectelor de comerț acceptate fiind în general sub 90 de zile. În mod evident, avantajele acestei facilități sunt următoarele. Flexibilitatea, deoarece poți opta pentru varianta scontării individuale a unor instrumente ori scontarea revolving, adică stabilirea unui plafon aprobat în cadrul căruia se pot sconta mai multe instrumente. De asemenea, scontarea te ajută prin fluidizarea plăților, accelerarea creșterii afacerii prin reinvestirea rapidă a capitalului, desfășurarea activității curente rapid și operativ. În schimb, dezavantajul major al scontării este că banca are drept de regres, adică nu acoperă riscul de neîncasare a facturilor de la clienți. De asemenea, scontarea este folosită doar pentru finanțarea pe termen scurt. Ambele dezavantaje sunt rezolvate prin forfetarea titlurilor de creanță. Haideți să vedem despre ce este vorba. Forfetarea constă în vânzarea de către exportatori, către bănci comerciale sau instituții financiare specializate a titlurilor de creanță pe care le au asupra importatorilor, operațiunea făcându-se fără drept de recurs asupra vânzătorilor creanțelor. Deci, foarte important, banca preia riscul neîncasării creanțelor de la clientul debitor cedat. Instrumentele cel mai des forfetate sunt cambii trase de exportatori și acceptate de importatori, bilete la ordin emise de importatori la cererea exportatorilor sau acreditive cu plata diferată sau garanții bancare. Pentru a înțelege mecanismul derulării operațiunii de forfetare, am pregătit o schemă cu 8 pași intermediari pentru tot procesul de forfetare și al efectelor de comerț reglate între toți participanții. În primul rând, desigur, începem cu încheierea contractului de export-import cu vânzare pe credit și remiterea cambiilor către importatori spre acceptare. A doua etapă în procesul de forfetare ilustrată aici implică remiterea cambiilor, acceptarea acestora spre a fi avalizate de către banca importatorului. Mai departe, în etapa a treia, cambiile acceptate de importator și avalizate de banca sa sunt remise exportatorului, care mai departe livrează produsele sau prestează serviciile către importator și se duce la instituția specializată pentru forfetarea cambiilor, care la rândul ei plătește cash contravaloarea facturilor către exportator. Mai departe, în etapa 7, cambiile sunt prezentate spre plată băncii avalizatoare, care onorează cambiile prezentate la plată, recuperându-și de la importator sumele avansate. Pentru că am vorbit despre factoring, scontare și forfetare, am sintetizat diferențele dintre cele trei facilități în acest tabel. După cum se observă, forfetarea te acoperă împotriva riscului de neîncasare a facturilor de la clienți, durata de finanțare a contractului poate merge până la 10 ani și asigură finanțarea până la 100% din valoarea creanțelor cedate. Toate acestea explică și principalul dezavantaj al forfetării, respectiv costul ridicat, ca urmare a asumării riscurilor pe termen foarte lung de către instituția de forfeting. Rămâi în continuare alături de Banii în Mișcare. În episodul următor vorbim despre acreditiv,
cel mai sigur instrument pentru tranzacțiile internaționale. O să vedem poate și cel mai greu de impus clienților. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine afacerea și familia ta.